Domnul Tudor, va să fie aici în carne și oase și prin viu grai să se facă ascultat. Nu se mai poate, fraților! Gata! Ajunge! Paharul s-a umplut! Ne plină casa de dări și de ponteci. Ne apasă pe câtă vreme cei bogați și atotputernici au grijă să fie scutiți de biruri și corvezi. Am îndurat destul! Alergau oameni prin sate să-și facă singuri dreptate. Că nu mai aveau bucate. Femeile plângeau toate, iar copiii prin ocor desculți și cu copiii cereau mâncare, mamele plângeau mai tare. În hambare bătea vântul și afară ardea pământul, și afară ardea pământul. Vecinică, dacă ai, dă-mi o mână de mălai, să fac la copii păsat, că de plâns s-au săturat. Ți-aș da, vecinica mea, și-ai mei plâng tot așa. Of. Prin hambare am căutat, peste doi ghijuri am dat, pe râșniță mi-am dat, în pion mi-am pisat, și-acum să le fac păsat. Să le mânjesc buzele, să le șterg lacrimile, să le șterg lacrimile. Că toată vara am muncit la ciocuiul înrăit, mi-a pus de amdra și de plugând, cu biciu ne-a biciuit și nimic nu ne-a plătit. Ne mor copii de foame. Of, of, ce nu mai face, Doamne? Of, ce nu mai să
pornim la luptă pentru dreptate și pentru libertate. Să-i dăm ascultare domnului Tudor, că cel este omul ales de către tot norodul cel dosăvit din pricina jefuitorilor, ca să ne fie tuturora chivernisitor în treaba cererii dreptăților. Vine domnul Tudor! Ura! Ura! Fraților, și Dumnezeu să vă fie alături. De 3 zile dau pinte în murgului să ajung din București aici între voi. Am dezlegare de la țar, fraților, ca să ridic întreg norodul românesc din Vlahia la luptă împotriva nedreptăților. Ura! Pentru că ne ajunge, fraților, pentru că domnii țării, din preună cu boierii greci și români, unindu-se cu toții, ne-au prădat și ne-au jefuit, de-am rămas doar cu sufletele noastre. Ura! Fraților, azi noapte am înnoptat la prietenul meu Moangă, la Târgu Jiu. Iar în zori am luat drumul Brădicienilor pentru a pune mâna pe Iorgu Văcărescu, cel care încearcă a ne pune piedici, fraților. Nu l-am găsit, dar nu scapă el de mâna mea. Da, acum viu de la Tismana, unde l-am siluit pe Otetelișanu să dea porunci prin sate ca de grabă să se aducă hrană pentru oameni și vite la mănăstire. Fraților, între timpul care mi-a rămas, alcătuit-am un îndemn căruia vreau să-i dăm putere de pravilă și care să ne fie drept crez în lupta noastră împotriva nedreptăților. Ura! 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 Fraților, nicio pravilă nu oprește pe om de a întâmpina răul cu rău. Șarpele, când îți iasă înainte, dai cu ciomagul de lovești ca să-ți aperi viața, care mai de multe ori nu se primejduiește din mușcare. Dar pe balaurii care ne înghit de vii, căpeteniile noastre zic, atât și le bisericești, cât și cele politicești. Până când să-i suferim, fraților? Până când să-i suferim a ne sânge, suge sângele din noi? Până când să le fim robi? Dacă răul nu este primit lui Dumnezeu, stricătorii făcătorilor de rău, bun lucru fac înaintea lui Dumnezeu. Că bun este Dumnezeu și ca să ne asemănăm Lui, trebuie să facem bine. Veniți, dar, fraților, cu toții, cu rău să-i pierdem pe cei răi, ca să ne fie nouă bine. Nu vă leneviți, ci siliți de veniți în grabă cu toții, care aveți arme cu arme, iar care nu aveți arme, cu furci și cu lănci.
să vă faceți de grabă, fraților, și să veniți unde veți auzi că se află adunarea cea orânduită pentru binele și folosul a toată țara. Și ce vă vor povățui mai mari adunării, aceia să urmați. Și unde vă vor chema ei, acolo să mergeți. Că ne ajunge, fraților, atâta vreme de când lacrimile de pe obrazele noastre nu s-au mai uscat. Ura! 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 Precum vedeți, fraților, nu e vreme de pierdut. Acum voi apuca-o din nou prin sate ca să vestesc la întreg norodul hotărârea noastră. Voi, cu toții, să ascultați poruncile capitanului Gârbea. El va afla întâiul de la mine ce trebuie făcut, fraților. Așa să ne ajute Dumnezeu! Ura! Îți jur din sufletul meu că mă rog la Dumnezeu ca să-ți fie calea dreaptă, precum vorba-ți înțeleaptă, și în genunchi toți de o clipă vrem să-ți jurăm credință. Jurăm! 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 Jurăm, fraților! Așa să ne ajute Dumnezeu! Așa să ne ajute Dumnezeu! Să mergem, fraților! Să mergem la lupta noastră cea dreaptă! Ura! Pe Domnul Tudor! Domnul Tudor să trăiască sus Gorjeni de Olteni, pentru țara românească, pentru drepturile ei. Domnul Tudor să trăiască sus Gorjeni, pui de Olteni, pentru țara românească, pentru drepturile ei, pentru drepturile ei. Popor românesc, nu uita niciodată, câmpia libertății ne cheamă acum. Iar Tudor, Domnul, pe toți ne-ndeamnă să apărăm pământul străbun. Popor românesc, nu uita niciodată, câmpia libertății ne cheamă acum. Iar Tudor al nostru pe toți ne îndeamnă să apărăm pământul străbun. Domnul Tudor să trăiască sus Gorjeni, pui de Olteni, pentru țara românească, pentru drepturile ei. Domnul Tudor să trăiască sus Gorjeni, pui de Olteni, pentru țara românească, pentru drepturile ei, pentru drepturile ei. La Padeș acum sosirăm cu toții, iar câmpia libertății ne-ndeamnă acum. Tudor, Domnul, suntem noi toți la Padeș, la Padeș, la Padeș acum. Domnul Tudor să trăiască sus Gorjeni, pui de Olteni, pentru țara românească, pentru drepturile ei. Domnul Tudor să trăiască sus Gorjeni, pui de Olteni, pentru țara românească, pentru